No bun. Deci trebuie să obținem lista de Hans și să le punem într-o listă. Asta o să copiem. Cred că activitatea aia demo pentru listă care am făcut-o. Care am zis Recycle View Activity. Facem ceva în genul ăsta, dar facem aici new. List Hunts, zicem. Și el ne-a făcut, noi o să furăm de aici. Adică ne putem inspira că e o listă. Deci putem să vedem cum era în asta. Tot ce am făcut, am băgat asta. Bun, zicem că recycle view. Bun. Era un item view. Asta o să zicem hunt view, să facem unul similar. Ce avem pentru un client? O să avem un nume și web service-ul nu ne zice și numărul de echipe sau ceva, nu? Nu, dacă o să faci un cap. Deci web service-ul ne dă direct toate echipele. Da? Ok. Atunci să punem un text, eu să zicem name, hunt name, hunt title mai degrabă. Trebuie mai bine. Background, nu ce background. Am lăsat așa. Și al doilea o să-i zicem hunt, team hunt, care nu o să le facem linear view-ul ăsta, orientation vertical, orientation horizontal. Și mă gândesc dacă vreau nevoie de două text view-uri. Wow. Da, why not? Ok, with asta îi punem. Dacă le punem pe astea amândouă match parent. Cred că o să fie suprapuse, deși într-un linear layout nu știu cum se comportă. Le lăsăm așa de prima dată, dacă nu arată bine schimbăm. Bun. Așa, item adapterul ăsta o să-l furăm noi. O să furăm tot. O să furăm și item holder. Și probabil și item. Doar că item o să-l mutăm undeva mai încolo, o să vedeți imediat. Ok, fair enough. O să facem un pachet, avem store. Ce face asta? Share preference. Bun. Aici o să mai facem, să zicem, model. Unde facem un model hunt. Și facem un model team. Facem un model user sau ceva genul ăsta. Player, user. Bun, și teoretic în hunt ce o să avem noi? O să avem private string title,
GM 5 at least the team. Bun. Facem un constructor empty. În care inițializăm doar teams. Bun, facem un getter și un setter pentru title. Și getter setter pentru teams nu facem, deși am putea face. Nu facem, facem doar două metode, add team și remove team. Bun, de ce în pachetul model? Că ăsta e conform pattern-ului model view, dar nu contează. Modelul în sine sunt obiecte care țin date, se mapează cam în general cu ce ai în, și în partea persistentă, deci în bază de date. La team nu știu ce avem, dar title sigur avem sau name. La user sigur avem name și putem copia chestia asta. Ezra, mai avem alea username, first name, last name, da? Sau nu avem doar, doar username? Doar username, zicem așa. Facem aici, lăsăm acum name și facem un refactor. Username și o să modifice și getterii și setterii. Mai simplu. Ok. În ăsta. Clasa asta item. Asta era dincolo. Nu mai avem nevoie de ea. Aici itemurile noastre o să fie practic hunts. Deci obiecte de tip hunt. Și atunci așa item holder hunt. Putem să-i zicem item, putem să-i zicem hunt, dacă nu lăsăm item, că nu contează. Așa. Și hai să-l denumim, să zicem hunt item holder. Text view to title. Hunt title, așa o să zicem și numele. Și al doilea facem ceva de genul hunt team count. Așa o să zicem și la asta. Deși destul de redundant că am pus hunt-ul ăla în față, da? Set item de hunt item. Pentru că el ia parametru un string și get team count ăla o să fie întreg. Hai să mai facem și o metodă get count. Mai multe trebuie să facem aici, da. Deci am zis add team, remove team, int team count.
Acum putem face toate chestiile astea dacă îl făceam un getter public pentru get teams, dar nu prea respectă principiul de încapsulare, că cine știe, poate noi mai vrem să facem aici ceva acțiuni, fie la adăugare, fie la remove. No, dacă făceam public lista de teams printr-un getter, putea oricine să adauge și să facă remove fără ca noi să avem niciun control. Și în felul ăsta, dacă vrem să avem control, putem aici pe adăugare respectiv, pe ștergere. Bun. Așa, get. Nu uitim ca asta. Așa. On click, o să-l implementăm după aia. O să facem finish, o să pornim altă activitate. Hunt item, o dată, le zicem la asta. Itemul ăla e cam în plus. Să zicem hunt holder. Și la asta zicem hunt adapter. Așa. Îi adapter de hunt holder. Dacă ceva, din nou, dacă ceva nu înțelegeți întrebarea. Eu doar traduc din ce am exemplu ăla, o adaptez la noi. Așa, list de nu. List de hunt. El, când am dat copy-paste, el automat a importat subclasele de acolo, deci. Bun. Sunt ok cu adapterul, sunt ok cu cam tot. Aici, deci asta nu-i folosit niciodată. Nu-i folosit, că probabil vom folosi aici. Bun. Hai să facem un test. Zicem hunt h0 egal cu hunt. Populez lista aia cu chestii. De 3 o să vedem. După care zicem recycler. Problema de supraspre fașul. Nu înțeleg de ce ar fi. Nu văd că e problema. Cycler Hunt.
să zicem și la asta. La asta. Hai să declarăm adapter măcar aici. Trebuie să fim all good. Ce modificăm aici în caz că îi logged in să meargă la list hands activity, nu la cealaltă. Unde aveam noi? Internet. Totul clar. Da? Deci după ce pornim aplicația, trebuie să meargă automat. Că, de fapt, pornind simulatorul, nu știu dacă și-o salvat. Și-o salvat sau nu. Că data trecută eram loginat. Da, hai să vedem. Start. Default activity not found. Ce interesant. I wonder why. What's going on here? Da, niciun alb nu trebuie să facem lucrul să ne vedem. Manifest merger failed. Dar ce fel de merger am avut aici? And why? Deci internet yet accounts read profile with context. Pentru ce? Ce scos astea și de unde au venit? Tot complete the email text field. Dar probabil când am adăugat activitatea aia nouă, are nevoie de chestia aia. Nu știu de unde să le. Deci că nu înțelege tagul ăsta. Deci nu contează ce e acolo, nu-ți dă eroare. Poți scrie acolo caca și nu trebuie să-ți dă eroare. Trebuie să vedem aici așa o istorie. Bun. Older. S-a modificat față de varianta asta cu... Zi, dacă știi. Da, bun, dar noi nu mai aveam clasă care să conțină chestia aia. Da, atunci are sens, dacă e asta. Da, corect. Păi hai să facem undo la chestia aia, adică nu mai pot face tocmai undo, dar cum să fie atât de idiot? Ok, ai dreptate așa. Și probabil mi-a stricat și resursele, cine știe cât mi-a mai stricat. Hai să ne uităm în resurse. La strings. Vezi? Și aici. Deosebit. Hai să fac o șmecherie, deși mi-e greu. Poate mi-a stricat prea multe. Păi... Dar nu vreau să mă duc până acolo, că am lucrat mult de atunci. Știi ce zic? Să-mi facă multe undo-uri. Aș putea încerca. Hai să vedem asta. External change.
Ia uite cât e modificat. Cam asta ar fi. Renaming user to username. Nu, că noi am făcut un rename de la name. Hai să vedem dacă merge ăla care îl zici tu. Din ăsta, aici, un control Z. Vezi că nu-i mai place în cazul că s-a modificat ăsta. Dar, dacă fac la ăsta atunci, pom și pom, și mă duc înapoi în ăsta. Da. Nu prea îmi doresc să refac totul din nou. Știi? Ce zic? Și atunci, am o idee. V-am... Ah, și poate și astea mi le-au stricat. Hai să mă uit. Astea nu prea. Că n-aveau name-uri. Dar cât de idiot poate fi? Facem așa. Aici s-o are și resursele, da. Asta ar trebui să fie ok. După care... Asta... Și ne punem aici. Se arată ok. Acum, problema este că instanță, ba, există aici. E ok. Să vedem. Mai dar stringurile nu erau copied? A, și am dat paste și la celălalt. Nu fac eu. Numai Java-urile trebuia să le punem. Modificăm aici, că s-ar putea să fie suficient. Măcar învățați puțin cum să folosiți ID-ul. Și astea au scăpat. Let's break.
Bun, let's give it a try. Creăm un pixel. No. Păi nu, ai ceva de tip de blocat, dar poate că nu trebuie să facă Apple. Uite, acum este installing APK. Și nu. Și asta trebuie de tip min lista, înseamnă că o ținut minte. Ok. Și mă duc direct la ăla, numai că nu-i desenat nimic în lista. Probleme aici, pare să nu avem. O să mai avea ceva altă. Nu, trebuie să sign in, dar trebuie să treacă automat. Așa. Și asta îi hands, list hands activity, care se pare că e goală. Deci, nu hand adapter de test. Set adapter, se ne-am făcut ceva diferit, oare din coace? Că mă îndoiesc. Aici le-am făcut cu un for item, să aia de new item. Fix același lucru. Bun, hai să încercăm un debug, să vedem ce se întâmplă pe aici. Bun. Set layout-ul mers. Asta nu are de ce să nu meargă. Așa. Și de test. Aici am adaptor să vedem dacă n-am găsit ceva pe aici. Un set item. Facem title. Set get title. Bun. Nu, ar trebui să fie tot ok. Dar... poate layout-ul ăla nu e în regulă. Singura explicație care o am. Revenind... îl încercăm... Da. Ok, guys. Deci aici stau să mă mir când mi-a dat excepție, că ar fi trebuit să crape din cauza că eu aici, deci n-am făcut traducerea exact până la capăt. I-am zis că folosesc handholder. Handholder-ul încerc să-l pliez pe un item view. No, atunci el nu o să găsească, nici hunt title, nici hunt team count. În item view. Înțelegeți? Deci a fost data trecută. Dincolo i-am zis hand view sau ceva de genul ăsta. Hand view. Hai să vedem. Dar ar fi trebuit... mă și-o spus de eroare. Că vedea aici, find, ăsta era un null și la seturile astea pe null trebuia să crape. Poate că îi... e check-uit, deși mi se pare complet anormal să faci check.
Eroarea asta trebuie să o vezi. Hai timp să o am pus eu. Bun, nu-i spine, dar tot nimic. Hai să vedem dacă încearcă să facă ceva de genul ăsta, dacă încearcă să construiască, dacă încearcă să facă un set. Deci, aici, ăsta, aici. Bun, nu mă interesează un creator. Dar după ce, ce treabă am eu cu web service? N-am absolut nicio treabă cu web service. Ce am încercat aici, să vedem lista. Am creat 3 elemente și vreau să văd cu 3. Nu am deocamdată treabă cu web service. Deci, asta a fost creat. Ant adapter. Chiar nimic nu face asta. L-a creat. Bun. Fer. Mergem mai departe. Nu încearcă să facă nimic. Deci de-aia n-am avut excepția, pentru că nu încercat să facă nimic. Ca și cum ar fi ignorat partea asta. Există și recycler, nu? Și ca și cum ăla nu ar fi vizibil. Nu încerc să-i facă nimic. Width, match parent, height, match parent. Arată ok. Ce-i cu asta? Ce s-a întâmplat aici? Just now. Mi arată el cât e acum. Ai, mai smart debugging-ul. Asta face, sigur? Hai că o să vedem după ce dăm un stop. Nimic. Ok, stop. De aici, bă, nu, uite că tot așa o dată ne arată. Modificat de către cine chestia asta și când. Moments ago. Deci cu asta e problema. Și văd că la... Deci lista înțelist, lista e că... Și uite, layout, editor absolut, X, Y, nu știu ce-s cu astea. Când au apărut. După aia, astea oare apar dincolo, apar în fix aceeași formă, deci ar trebui să fim ok.
Dau seama sincer dacă eu dat trans sau nu. Ce nu mă lasă? Dar nu contează, ar trebui să încerce să le creeze. Am pus breakpoint-uri pe partea de încerca, unde ar trebui să le creeze și nu nici acolo nu intră. De asta vreau să intru din nou, dar... Trebuie să pornesc din nou în debug mode. Bun. Să vedem ce breakpoint am lăsat totuși. Bun. Nici nu trebuia să intre până acum. Hai să lăsăm încă unul aici și facem din nou. Cred că cum acel recycle, uite și match parent, nu îl randează, că e prea mic. Hai să-i punem un background sau ceva la el. It doesn't make sense. Tools context. List trans activity, da. Ce e asta? Tools context. Și vin cu ce? Și la ce are nevoie? Și asta e recycler view activity. Și eu nu țin minte să-l fie adăugat. Eu poate vreau să fac, să folosesc eu asta în mai multe locații. Interesant. Nu că ar trebui să fie asta o problemă. Bine, hai să facem la asta. Match parent, îi dă un background. Orice. Și teoretic n-ar trebui să văd nimic roșu pe ecran acum, pentru că altfel nu se explică de ce nu randează elementele. Numai că vreau să confirm. Dar este roșu. Atunci altfel se explică de ce nu randează elementele. N-are nicio treabă să-l comentez, just in case. Când ajuns că nu mai știi ce să faci, încep să faci lucruri fără rațiune. Nu
E tot așa se comportă ca și cum n-aș fi făcut asta. Sugestii, guys? Nu? Știți dacă ar fi ceva interesant. Pe eu schimb orientarea, dar... Nu, înțelegi? Nu, ar trebui să-mi intre măcar aici, unde încearcă să facă inflate. Știi? Eu schimb orientarea la asta, înapoi în vertical. Deși nu face sens. Oricum, până nu înțelegem exact de ce numere, nu ne dăm... Ne dăm bătut și nu merg mai departe. La exact cum era de așteptat, nu-i nimic. Hai să mai facem o chestie. Așa, undor să trec, nu uităm cât e de position bun. Și aici zice set text, hai să punem noi ceva hârtie. Oricum trebuia să apară un 0, deci nu. Nu e aia. Nici nu ajunge aici. Asta e partea interesantă. Și nu ajunge aici să interogheze câte itemuri are. Asta trebuia să facă primul lucru înainte să facă orice altceva. Așa funcționează view-ul. Vede câte itemuri are și pe aia pentru fiecare, în funcție de care e vizibil, apelează fie asta, fie asta. Asta dacă are deja holder pentru view-ul ăla și asta dacă nu are. Nu, asta dacă nu are și asta dacă are. Dar nu s-a intrat niciuna. Mai dăm o dată run în debug mode. Deși am făcut asta 100 de ori. Da. Bine, mergeți, faceți pauză până mă gândesc eu ce se întâmplă.